Bun găsit tuturor la un nou episod Uni Wellness. Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică ginecologie și m-am gândit să continuăm discuțiile noastre cu un subiect foarte trist, dar foarte adevărat, și anume despre infecția cu HIV, care este tot o boală cu transmitere sexuală. Înainte să vă povestesc care este situația cu infecția cu HIV, aș vrea să vă reamintesc să dați subscribe, să vă abonați, să dați like, să share-uiți episoadele care vă plac cu persoanele apropiate și nu uitați să mă urmăriți și pe celelalte platforme de social media, TikTok, Facebook și Instagram. Am discutat până acum despre foarte multe boli cu transmitere sexuală, unele dintre ele mai grave, altele mai puțin grave, o parte dintre ele cu potențial mortal și astăzi vom discuta tot despre o boală cu potențial mortal. Cred că toată lumea a auzit despre HIV. Este un virus care, din păcate, este foarte, foarte răspândit în populație. Gândiți-vă că sunt peste 40 de milioane de persoane în lume infectate cu HIV sau care au SIDA și, bineînțeles, este o, ca să zic așa, ca o epidemie. Da, de boli cu transmitere sexuală, mai ales de boli foarte grave. Sigur, trebuie să fim cinstiți, nu se ia HIV-ul doar prin contact sexual, dar prin contact sexual este principala formă de a lua HIV. 90% din cazuri sunt boli contractate cu ocazia unui contact sexual de orice fel. Predispoziția cea mai mare o au persoanele care trăiesc în promiscuitate sexuală, care au un număr mare de parteneri sau care au contacte sexuale altele decât cele vaginale. Alte forme de a lua boala sunt forme, să spunem, tangențiale cu secrețiile corpului. De exemplu, tot ce are legătură cu sângele, transfuzia de sânge, tatuajele, administrarea de droguri intravenoase, teoretic și acupunctura, dacă nu este sterilizat bine acel act, da? Deci orice formă invazivă asupra sângelui poate fi un factor de transmitere dacă instrumentul folosit sau sângele care intră în contact cu sângele nostru este infectat. Bineînțeles că mai este și o cale mai rară, și anume calea de transmitere prin lacrimi sau salivă. Sigur, trebuie să fie o concentrație foarte mare de virus ca să fie lacrimile pline de virus sau de salivă. De exemplu, mușcătura, care lezează și pielea, adică ajunge la sânge, cum ar fi. Clar, este o formă de a transmite teoretic virusul sau un sărut mai profund, da? Dar nu luăm HIV locuind în casă cu o persoană cu HIV sau, nu știu, prin îmbrățișări, prin a împărți, nu știu, o masă sau ceva. Deci nu trebuie să o dăm nici în extrema cealaltă. Practic, HIV-ul, virusul, intră în secrețiile corpului, în secrețiile generale ale corpului. Clar, și saliva, și lichidul amniotic, și toate formele de produse lichide ale corpului provoacă infecția cu HIV la o persoană care nu este deja infectată dacă virusul este în cantitate mare. Transmiterea transplacentară, adică de la mamă la copil, verticală, transmiterea verticală de la mamă la făt, poate să aibă loc înainte de naștere, adică cât timp mama este însărcinată, mai ales dacă nu este pe tratament, are risc mare să transmită la copil, cam 30% se transmite la copil dacă nu este pe tratament, da? Cel mai mare risc de a lua bebelușul o are dacă se naște natural, mai ales dacă nașterea este instrumentată, adică cu forceps, cu hemoragie, cu tot felul de chestii, adică dacă este o naștere mai problematică decât în mod obișnuit. Și, bineînțeles, copilul va trece și prin secrețiile vaginale ale mamei, tot infectate fiind, și mai poate lua virusul prin alăptare, cam 25% se transmite prin alăptare dacă mama este cu virus, da? Motiv pentru care de cele mai multe ori la persoanele care sunt HIV pozitive se practică operația de cezariană și nu se permite alăptarea ca să dăm o șansă bebelușului, iar mama trebuie să stea pe parcursul sarcinii cu tratament antiretroviral, adică tratament specific pentru acest virus și, bineînțeles, controle urmărite în paralel, da, ginecologul cu medicul infecționist care are pacienta sub supraveghere. Există probleme în sarcinile astea cu mame cu HIV pozitiv, în sensul în care copiii se pot naște prematur, pot avea greutate mică la naștere, iar tratamentul cu antiretrovirale poate să-i afecteze pe copii.
copii, da? Și atunci nici nu știm cum să alegem, pentru că dacă copilul se naște cu HIV, atunci sunt două variante de naștere a bebelușilor cu HIV. Cam un sfert dintre copii fac o formă acută în care au o evoluție fulminantă cu tot felul de simptome care mai de care mai grave, care duc la deces foarte rapid, și 75% din copiii născuți din mame pozitive, adică din care fac boala, cumva se nasc cu virusul, au evoluție lentă, în sensul în care durează cam 10 ani până dezvoltă simptomele de SIDA și practic apoi boala evoluează ca la un adult cu SIDA în mod obișnuit. În mod normal, dacă un bebeluș se naște de la o mamă care are HIV, anticorpii pot fi prezenți în continuare la copil timp de 3 luni. Deci noi, din cauza că a circulat prin sângele mamei acei anticorpi anti-HIV, noi când facem analiza, testul la copil, poate să iasă pozitiv numai din cauza că încă mai are celulele mamei prin sângele lui. Da? Dar noi ne vom da seama dacă copilul respectiv a luat sau nu a luat HIV cu adevărat de la mămică, dacă testăm copilul undeva între 3 și 6 luni după naștere, când anticorpii materni ar trebui să nu mai fie, și dacă copilul a rămas într-adevăr cu HIV, atunci putem o să iasă pozitiv, da? Sigur, situația asta nu este de dorit la nimeni, dar din păcate este prezentă în continuare la noi în țară. Este o situație absolut dramatică pentru că nu se protejează lumea și o să vă explic imediat cum se manifestă. Foarte greu să ne dăm seama că am luat HIV, da? Practic, este o diferență dintre a avea HIV și a avea SIDA. HIV este să ai virusul, virusul imunodeficienței umane, da? Și SIDA este sindromul imunodeficienței umane dobândite, adică complicațiile care apar la un anumit timp de la infecția cu HIV. Adică să ai virusul este una și să ai boala severă, cronică, dată de virus, este alta. Da? Ce se întâmplă când luăm HIV? Deci, în primul și în primul rând, statistic vorbind, v-am spus, 90% se ia pe cale sexuală. Cel mai mare risc de a lua pe cale sexuală este dacă femeia este la menstruație, adică femeia are risc mai mare să-l infecteze pe bărbat și ea să ia, că este deschis uterul pe interior și foarte ușor să ia. Dacă contactele sexuale sunt anale, pentru că mucoasa anală este fragilă și apar ca niște microfisuri prin intermediul cărora virusul trece de la un singur contact, deci e suficient un singur contact sexual anal ca persoana să se infecteze, da? Pe cale vaginală nu se ia așa de ușor, în sensul în care poate să fie necesară 2, 3, 5 contacte ca să ia persoana, neprotejate, vorbim, fără prezervativ, da? Prezervativul salvează vieți, atenție. Și, bineînțeles, tot ce înseamnă promiscuitate, da? Adică foarte mulți parteneri, fără protecție, random, viață haotică, da? Să ne amintim de celebru Freddie Mercury, da? Bun, deci practic, poate să fie și o persoană care arată normal, este complet asimptomatică și este purtătoare de virus și să vă dea. Nu scrie pe fruntea nimănui. Menționez că boala se manifestă în următoarele feluri. Deci să spunem că s-a infectat persoana, da? În prima lună, este ca un fel de perioadă de incubație, da? În prima lună nu se întâmplă nimic. Cam după o lună pot să apară niște simptome, dar foarte nespecifice, în sensul în care poate să apară poate ușoară febră, ușoară durere la înghițire, poate uneori să apară niște ganglioni umflați nu neapărat, poate să apară uneori niște dureri articulare nu neapărat, da? Și poate să apară uneori chiar și o urticare sau o erupție pe piele, mai ca un fel de pete roșii, așa. Simptomele nu trebuie să fie neapărat toate și sunt opționale, sunt persoane care n-au niciun simptom după această primă lună de infecție. De multe ori este confundată cu mononucleoza infecțioasă, dat fiind că este febră cu durere în gât, lumea se gândește la o problemă legată de gât. Indiferent dacă infecția s-a luat pe cale sexuală sau prin sânge, tot în gât ne doare, dacă ne doare, că s-ar putea să nu ne doară nimic, da? După ce au fost această perioadă de o lună și au apărut aceste mici simptome, dacă au apărut, care trec singure, ca la sifilis, da? Deci dispar singure, fără tratament, fără nimica, după care persoana devine asimptomatică din nou, adică n-are, dacă a fost asimptomatică, rămâne asimptomatică, dacă a avut ceva simptome, va deveni asimptomatică deodată, n-are niciun simptom, se simte foarte bine și boala intră într-un stadiu de cronicizare, adică virusul se răspândește încet în tot corpul, afectează celulele albe ale sângelui, afectând practic capacitatea corpului de a se apăra, adică este distruge imunitatea. Asta face virusul ăsta. El nu afectează un organ anume, el afectează sângele, măduva, adică locul unde noi ne producem imunitatea. Și ce se întâmplă? Sunt niște celule, CD4 se numesc, niște celule imunitare, celule albe, care ne protejează de infecții. Aceste celule scad sub valoare de 200 pe milimetru cubgen, astfel încât puterea de apărare a corpului împotriva oricărei bacterii
sau virus este foarte mică, da? Practic, în timp de aproximativ 10 ani, perioada asta omul este infecțios, adică poate transmite la oricine, dar nu are niciun simptom, virusul este în corpul lui, în sângele lui, în lacrimi, în secreții, peste tot, în lichid spermatic, în salivă, și persoana nu știe dacă nu se caută și îl dă la oricine, da? La un moment dat, ajunge întâmplător să fie diagnosticat pentru că o să înceapă să facă tot felul de simptome. După vreo 10 ani așa, încep să apară simptome de SIDA. SIDA este când am făcut deja sindromul ăsta în care am celule din astea CD4 mai puține de 200 sau am simptome fizice de SIDA. Asta este diagnosticul, da? Care sunt simptomele fizice de SIDA? Practic sunt niște simptome inițiale și niște simptome mai grave. Simptomele inițiale sunt așa: scădere în greutate, lipsa poftei de mâncare, oboseală, febră uneori, ganglioni și uneori probleme de respirație, ca și cum respir mai greu când obosesc, da? După care, după ce am trecut de stadiul ăsta, intrăm în stadiul avansat de simptome SIDA, care înseamnă scădere severă în greutate, oboseală la cel mai mic efort, tulburări foarte mari de respirație, febră persistentă, dureri de cap persistente, paloare, adică persoana e palidă, transpirații nocturne, în timpul somnului ne trezim tot timpul uz și așa, de transpirație și, bineînțeles, încep să apară infecții cu tot felul de chestii. Facem herpes, facem candida, facem o grămadă de boli din astea care sunt aparent normale, dar le facem mai des pentru că nu avem imunitate bună. Adică avem, practic, imunitatea foarte, foarte, foarte scăzută. Ce se întâmplă cu aceste persoane care au SIDA? Ele mor de la SIDA? Nu mor de la SIDA. SIDA nu este o boală mortală. Noi putem trăi foarte bine cu celule mici, imunitatea foarte jos, în teorie putem trăi, nu e asta problema. Problema este să trăim într-un mediu steril pentru că orice infecție, inclusiv bacteriile noastre de pe corp, care la o persoană normală nu pun probleme, de exemplu eu dacă mi-au acum cultură de pe mână sau orice persoană, o să am stafilococ pe piele, da? Stafilococul aparține pielii sau în intestin găsim la toată lumea, Escherichia coli, găsim. Deci există flora saprofită, flora corpului, cu care corpul este obișnuit să stea, să trăiască în pace, este flora protectoare cumva, care se luptă cu alte boli mai severe, da? Ei, chiar această floră protectoare poate deveni, cum să zic, agresivă în momentul în care eu am imunitate zero, da? Dacă eu mă duc cu imunitatea la zero, orice chichiță, orice ciupercuță, orice chestie cât de mică, poate să-mi dea mie o complicație infecțioasă care să ducă la moarte. Adică pot să fac pneumonie cu o chestie banală. Pot să fac infecție la rinic, la ficat, la oriunde, cu o chestie banală. Pot să fac meningită sau tot felul de boli care au potențial mortal cu infecții sau virusuri sau bacterii care în mod normal la o persoană obișnuită nici n-ar exista. Da? Deci, practic, persoana devine atât de sensibilă încât, practic, propriul corp îi devine dușman și orice bacteriuță și orice chestie pe care o are poate să-i dea o infecție atât de severă încât să nu-și mai revină din treaba asta. Sigur că în variantele terminale de SIDA, practic, persoana este lată, da? Nu mai are energie, este așa, cu tot felul de erupții pe piele, fac frecvent tuberculoză sau alte boli specifice persoanelor cu imunitate scăzută. Dacă persoana mai asociază alte boli, acele boli își fac de cap pentru că nu mai are niciun sistem imunitar cu care să, da, țină sub control acea boală și practic se moare cu zile. Se moare cu zile degeaba, da? Acești oameni și acești copii, da, sunt nenorociți pe viață din cauza unor chestiuni simple care țin de o educație minimă, da? Deci, nu vă duceți la stomatolog sau la tatuaje sau nicăieri, undeva unde nu se lucrează cu chestii sterile sau de unică folosință. În orice loc mergeți și se fac lucruri invazive care presupun sângerare, înțepătură, atingerea tegumentului sau tratamente intravenoase sau așa, totul trebuie să fie de unică folosință sau, dacă este vorba de o intervenție chirurgicală, stomatologică sau într-un spital, instrumentarul trebuie să fie steril. Steril, da? Pentru că amintiți-vă că prin anii 90, 80, 90, pe acolo a fost cea mare problemă, erau acele siringi care se refoloseau de la un pacient la altul, sau ace, da? Acolo a fost perioada când a fost o epidemie de HIV, efectiv, da? Și acum se știe că siringele sunt de unică folosință, acele sunt de unică folosință, la fel și când ne ducem la tatuaje sau când ne ducem la orice, la orice, da? Totul e de unică folosință și dacă este un instrumentar care nu e de unică folosință, trebuie să fie sterilizat corect, da? La pupinel, la autoclav, la ce-i nevoie, nu contează, important e să fie steril. La unghii, la, atenție, manicură, pedicură, chestii,
Unele se umblă cu pensete, cu așa. Atenție, da? Deci, unele lucrați să fie steril. Asta este una. Doi, nu vă faceți proceduri în cabinete suspecte, că sunt foarte multe femei care își fac curetaje și tot felul de mici proceduri pe la diverse cabinete suspecte, care folosesc un instrumentar cine știe cum și când, dacă a fost sterilizat, da? Și vin ulterior, pe lângă infecții cu multe chestii, poate să ia și o minune de genul ăsta. Bineînțeles, educați-vă copiii, educați-vă cunoștințele, rudele, prietenii, da? Nu aveți contacte sexuale neprotejate cu persoane la care nu-i cunoașteți istoricul. Punct. Nu există, vai, ce drăguță e sau ce simpatică este, ce frumos e ăla. Sau... Nu există. Deci, cu cât o persoană este mai drăguță și mai atrăgătoare, cu atât, statistic vorbind, a avut mai mulți parteneri în urmă. Colecție de boli din urmă, da? Atenție, bolile cele mai grave sunt asimptomatice. Deci, dacă nu are simptome un om și pare sănătos, atât, pare sănătos. Noi nu știm dacă este sănătos până nu îl testăm. Fără nicio rușine, bună ziua, vrem o relație, ok, hai să ne testăm, să vedem dacă suntem bine. Există foarte multe persoane care lucrează cu sânge, chirurgi, etc., etc., care pe parcursul vieții au risc mare să se infecteze. Din acest motiv, în spitalele care se respectă, se testează personalul medical periodic, da? Pentru că nu este cinstit. Eu, ca pacient, mă duc la un chirurg să mă operez și el își rupe mănușa și mă infectează, da? Nu e normal. Deci, sunt foarte mulți medici sau persoane care lucrează cu sânge în general care sunt infectați cu hepatite și cu HIV, da? Mai mult hepatite, dar au fost și cu HIV, da? Care ei sunt obligați să declare sau să nu mai lucreze într-un mediu care pune în pericol viața pacienților. În ziua de azi sunt legi foarte bune, dar în trecut au fost foarte multe probleme. În ziua de astăzi, medicii chirurgi sunt testați anual pentru bolile transmisibile ca să rămână în continuare angajați într-o instituție. Cel puțin în cele private se respectă chestia asta, nu știu la stat dacă... cum se mai fac lucrurile, dar cel mai probabil că se respectă în majoritatea lucrurilor. Nu știu în toate spitalele cum este, că n-am fost în toate, dar legal așa este. Da? Medicii, chirurgi trebuie să-și facă teste pentru boli transmisibile prin sânge, pentru beneficiul tuturor. Și el să afle dacă s-a infectat și pacientul să aibă dreptul să știe dacă medicul care îl operează are vreo boală. Da? Transfuzii de sânge în ziua de azi nu se mai fac cu risc pentru că toate pungerile de sânge se testează și nu este primită o persoană să doneze sânge dacă este infectată cu HIV, pentru că la orice donator de sânge știți că se fac o serie de analize care cumva face un screening, o triere a cazurilor care prin acel sânge pot infecta pe alții sau nu. Da? Cu ocazia asta mai testăm și populația, pentru că HIV-ul se testează în populație la anumite momente în viață. De exemplu, la gravide, ca și la sifilis, testăm HIV-ul. Dacă am descoperit un caz cu HIV, suntem obligați să raportăm cazul la DSP și, bineînțeles, un medic infecționist va prelua cazul și se va ocupa. Boala este foarte grea în momentul în care ajunge să se cronicizeze. Există tratamente antiretrovirale, așa se numesc, adică care se luptă cu acest retrovirus. Virusul HIV este un retrovirus, așa se numește, nu că e stil retro, așa se numește el. Așa, și pur și simplu sunt tratamente, ele sunt toate cu efecte adverse destul de mari. Odată o persoană diagnosticată trebuie să facă tratament pe viață. Dacă este diagnosticat precoce și începe repede tratamentul și se ține de el, poate să-și prelungească durata vieții suficient de mult încât să trăiască quasi normal. Dacă persoana află foarte târziu, deja în stadiu de SIDA tardiv, da? Este din ce în ce mai greu. Boala poate fi doar amânată puțin. Cam asta este, da? Multă lume întreabă de ce nu s-a găsit încă un tratament pentru HIV, că medicina e atât de evoluată și de ce nu este vaccin pentru HIV, care este un virus, și de ce avem vaccin pentru COVID și nu avem vaccin pentru HIV. Ei bine, vă explic acum de ce, da? Pentru persoanele sceptice, da? Virusul HIV are o proprietate care îl face atât de păcătos, și anume, el când se împrăștie, când se înmulțește, nu este același virus. Surprise! Da? Deci am un virus, să zicem că îl cheamă HIV-1. Da? El când se divide, devine HIV-1.3. Asta, fiecare HIV-1.3 se divide și face HIV-1.6, nu știu cât. Deci el, de fiecare dată când se replică și când se înmulțește, face un virus diferit de virusul de la care s-a... Practic, o grămadă de forme de HIV, da? Există două tulpini mari, HIV-1 și HIV-2. HIV-1 este mai frecvent în populația caucaziană albă și HIV-2 este mai frecvent în populația de culoare. HIV-2 este mult mai grav, mult mai agresiv, da? Există și mixuri, dar predominant este, cum v-am zis. Și de fiecare dată când virusul
intră în corp și el începe, se mulțește. Fiecare virișor, virusuleț, se mulțește și se mulțește la, și este exponențial, este o reacție în lanț, ca o bombă nucleară. Da? Și fiecare moleculă iară se divide, se divide, se divide. Și fiecare diviziune înseamnă schimbarea virusului. Îl schimbă puțin. Da? Deci îl schimbă astfel încât nu putem să avem un vaccin care să-și schimbe forma. Vaccinul este într-un anume fel. Noi trebuie să facem un vaccin împotriva unui virus anume. Nu putem să facem un vaccin împotriva milioane de variante a unui virus. Da? Și atunci, gândiți-vă, o persoană care are HIV are în același timp nu știu câte feluri de HIV, foarte mici diferențe între ele. Da? Nu se poate și nu s-a găsit încă un vaccin pentru HIV. Sunt în studii, să fac studii mereu. Cercetarea este foarte avansată. Dar gândiți-vă ce înseamnă. Asta este felul prin care acest virus păcălește sistemul. Se schimbă de fiecare dată. E ca și cum dumneavoastră vă schimbați cu alte haine, cu alte haine, cu alte haine, cu alte haine și noi vrem să facem virus împotriva unei bluze. Nu avem cum să nimerim exact ce fel de virus va fi și permanent el este într-o continuă mișcare. El se replică, se replică, se replică și este infinit. Deci infinit la infinit la infinit. Din păcate, ăsta este motivul pentru care este o pandemie, putem spune, și de HIV pe lumea asta, da? Este foarte grav, mai ales transmiterea de la mamă la copil, o considerăm foarte gravă. Promiscuitatea sexuală și libertinismul acesta care se află cu relațiile între bărbați și foarte multe cupluri open marriage și amestecături din astea în care nu mai știi de unde să începi ca să cauți măcar să faci o anchetă. Ai un pacient cu HIV, nici nu mai știi de unde să începi. Să-i cauți toți partenerii și partenerii partenerilor și partenerii partenerilor partenerilor și așa mai departe și trebuie să cauți pe toți, da? Cum se testează? HIV-ul se testează printr-o metodă care se numește ELISA, este de sânge, da? De fiecare dată când un pacient trebuie să-și facă testul de HIV, are un consimțământ în care îi se oferă consiliere psihologică în caz că este testat pozitiv, pentru că nu este ușor de primit o astfel de veste, vă dați seama, și trebuie să-și dea acordul, bineînțeles. ELISA nu este un test cu acuratețe perfectă. Există situații în care este fals pozitiv, în sensul în care, dacă am ELISA pozitiv, trebuie să confirm un test mai scump și cu acuratețe mai mare, care se numește Western Blot. Da? Practic este ca o schemă, ca un arbore de decizie. ELISA este ieftin și poate fi făcut în populația generală, îl facem în masă, ca la Papa Nicolau. Dacă găsim ceva suspect, adică test pozitiv ELISA, atunci aceste persoane care au fost testate pozitiv, le facem teste suplimentare. Adică facem Western Blot pentru a confirma efectiv că există virusul și în momentul ăla pacientul este preluat de boli infecțioase și o ia pe varianta de tratament și de evaluare. Dacă ELISA este negativ, înseamnă că pacienta nu are nimic sau pacientul nu are nimic. Dar dacă pacienta sau pacientul care și-a făcut test declară că are risc să fie avut, adică a intrat în contact cu o persoană cunoscută cu HIV sau habar n-am, are o suspiciune anume, a avut contacte mai multe cu mai multe persoane, nu știe să declare și are un risc mai mare decât în populația generală să fie avut HIV și a ieșit testul negativ, sunt mai multe variante. Fie repetăm ELISA și dacă iese tot negativ la un interval de timp, e negativ. Fie facem Western Blot ca să fim siguri. Pur și simplu facem testul anume, să vedem, să avem garanția, să nu mai stăm cu stres să așteptăm. Fie putem să-i facem viremia, să căutăm virusul pur și simplu în sânge. Da? Și atunci, practic, este ca un arbore din ăsta decizional. Ideea este așa, odată ce o persoană s-a infectat, nu poate să iasă imediat analiza. Trebuie să treacă minim acea lună despre care vă spuneam, în care virusul intră efectiv în corp. Și de multe ori, trebuie să repetăm la 3 luni și la 6 luni analiza să ne asigurăm că totuși nu s-a replicat virusul. Adică, să spunem că poate am avut contact cu o persoană cu HIV, dar nu neapărat am luat din prima. Da? Ca să fim siguri, bineînțeles, contactele mai departe sunt doar protejate sau nu mai sunt deloc și așteptăm chiar și 6 luni uneori pentru siguranță să repetăm testele să știm sigur că nu am luat. Dacă a ieșit pozitiv din prima, ai și pozitiv și aia e, măcar să știe și începem tratamentul repede, da? Deci, vă rog frumos, cei care aveți copii tineri, adolescenți sau dacă mă urmăriți și sunteți tineri și aveți mulți parteneri, luați în calcul că boala asta, deși nu se vorbește foarte mult despre ea, este foarte răspândită, este mortală, este dramatică, vă distruge toată viața, da? Și haideți să fim responsabili, folosiți prezervativ cu orice partener nou netestat. Dacă vreți să renunțați la prezervativ, vă faceți amândoi testele de boli transmisibile, cel puțin cele grave, hepatită, HIV, sifilis, și clamidia, micoplasma, ureaplasma, astea sunt cele mai, părerea mea, mai importante, că restul fix pic, se tratează ușor. Astea sunt cele mai grave și chiar vă recomand să urmăriți și episodul despre hepatite ca să înțelegeți și acolo care e situația, că nu e ușor nici acolo deloc. Se moare și din hepatită, se moare și din sifilis, na?
Și în plus ne interesează și pentru viitor, adică pentru copii, dacă femeia vrea să facă copii, da? Toate se transmit la copil, și HIV-ul, și hepatita, și sifilisul, și clamidia, și streptococul, și toate nebuniile astea, da? Nu vreau să fiu dramatică, dar vreau să fiu și realistă, adică noi care lucrăm cu altceva, adică noi, medici, care lucrăm cu boli și vedem atâta lume, sute și sute de pacienți într-o lună, mii de pacienți pe an, gândiți-vă în spitale ce este și cât de multe boli sunt de fapt pe lumea asta, cât de multe dintre ele sunt parșive și silențioase și aparent asimptomatice. Tocmai de asta se întâmplă lucrul ăsta, pentru că nimeni nu spune oamenilor realitatea. Ne facem că nu vedem. Ne gândim că lasă, că ăla are, eu n-am cum să am. Adică e negarea, da? Ne confruntăm cu negarea. Nu are cum să mi se întâmple mie, n-am cum eu să am ghinionul ăsta. Uite ce normal arată omul, cum să fi luat eu HIV de la el sau sifilis sau nu știu ce, da? Din păcate, așa au supraviețuit aceste boli. De asta sunt și în ziua de azi, că sunt de când e lumea. Ele sunt pentru că se transmit silențios și dramatic și foarte ușor și se bazează exact pe asta, pe lumea ignorantă sau care nu e suficient informată sau care nu are posibilitate să folosească prezervative, că și astea costă. Și în mediul rural, credeți-mă, este evul mediu, da? Ca să spui la cineva în mediul rural să folosească prezervative, ca și cum ar trebui să-i dai bani lunar pentru asta, da? Deci, principala metodă contraceptivă la țară este avortul. Din păcate, ca să o luăm pe realitate, da? E foarte grav ce se întâmplă la noi. Este o epidemie de boli cu transmitere sexuală. Din punctul meu de vedere, este o pandemie, pentru că în toate țările, pe toate continentele, acum există foarte multe combinații de oameni din mai multe țări, mai multe culturi, mai multe religii care se căsătoresc. Se transmit foarte, foarte ușor. Lumea circulă, turismul e în floare, libertinismul e în floare, nici nu o mai zic. Deci acum este mai grav ca niciodată, da? Așa încât, dacă vreți să fiți sănătoși, trebuie să aveți grijă de voi. Dacă nu aveți voi grijă de voi, nu are nimeni grijă de voi. Fiecare trebuie să-și vadă de propria sănătate, de sănătatea celor apropiați. Dacă aveți copii, informații, vorbiți-le despre aceste lucruri. Dacă nu vorbim despre ele, nu înseamnă că nu există. Există și sunt foarte mortale, da? Așa încât, mai puteți citi și dumneavoastră, nu are rost să intru acum în parte de medicină de boli infecțioase cu toate simptomele și tot ce înseamnă infecția cu HIV, cred că v-ați dat seama că e suficient de grav, cât timp duce la moarte, nu-i bine, da? Deci trebuie să nu o luăm, asta este strategia, nu trebuie să căutăm acum, desficăm firul în patru. Trebuie să nu o luăm, că e foarte gravă, se ia ușor, se transmite ușor, se dă la copil, e suficient. Informați-vă, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, protejați-vă și aveți grijă de copii și promovați educația sexuală. Asta este secretul ca să ne vindecăm ca și populație, ca și generație, să ieșim din cercul vicios al mă fac că nu există, deci nu există, da? Cam atât pentru astăzi despre HIV. O să vă mai povestesc și pe viitor tot felul de experimente și experiențe prin care am trecut și cazuri pe care le-am avut. În principiu, mulțumim lui Dumnezeu cei care suntem sănătoși, să rămânem sănătoși. Dacă am fost ghinioniști suficient să luăm boala, din fericire medicina e destul de evoluată și tratamentele sunt moderne, deci cumva se mai pot face lucruri, dar este bine dacă știm că suntem bolnavi să informăm pe cei din jurul nostru și să nu le facem rău intenționat sau prin neglijență, pentru că e horror, da? Deci să nu dorim la nimeni boală. Boala este cea mai mare pedeapsă. Putem să avem de toate, dar dacă avem boli din astea, nimic nu mai este la fel. Ne dăm viața peste cap. Și apropo de cei care sunt împotriva educației sexuale, în școli, la copii, mie nu mi se pare că un copil este nenorocit dacă noi îi explicăm cum să se ferească de boli și de sarcină. Deci un copil nu poate fi distrus sau traumatizat prin informație. Un copil va fi distrus și traumatizat dacă obține o sarcină în pubertate sau va lua o boală de genul ăsta în pubertate. Abia asta îl distruge. Educația salvează vieți. Încercați să promovați și voi lucrurile astea ca să mă ajutați. Share-uiți episoadele importante. Ajutați pe copiii voștri și pe cunoștințele voastre să fie cât mai aware și responsabil. Fiecare om va avea o participare la toată chestia asta, să punem umărul, să ne vindecăm ca populație, ca generație, ca țară, pentru că suntem foarte, foarte, foarte în urmă, foarte needucați per total, mă refer ca populație în estul Europei, țările fost comuniste, țările în care biserica are un rol bun, dar uneori mai puțin bună în anumite lucruri, trebuie să fim liberi în exprimare, trebuie să vorbim despre lucrurile care sunt tabu, pentru că dacă nu vorbim despre ele,
ele se vor agrava și mai tare și inclusiv generațiile următoare vor avea de suferit. Noi trebuie să rupem cercul vicios și să facem ceva, să oprim la noi povestea asta și copiii mai departe, nepoții, strănepoții, să fie mult mai sănătoși, mult mai feriți de problemele astea și mult mai elevați, da? Pentru că sănătatea de obicei vine la pachet cu educația. Asta este, din păcate, adevărul și cu posibilitatea financiară uneori, așa încât, măcar prin educație, care poate fi făcută gratuit, putem să ajutăm foarte mulți oameni. Ne vedem și data viitoare, vă mai povestesc lucruri interesante. Nu uitați să dați subscribe, să dați like, să activați clopoțelul, să mă urmăriți pe celelalte platforme și dacă vreți să susțineți canalul nostru, să vă abonați sau să intrați pe Patreon. Vă zi frumoasă!